Eldeco, una dintre cele mai recent lansate galerii de artă, și-a început oficial activitatea vineri, 25 februarie, cu o nouă expoziție a artistei Luminița Gliga, The Real Identity of Colors. Artist de factură abstract-expresionistă, povist prin cromatica pe care o utilizează, Luminița Gliga este un nume sonor pronunțat adeseori pe scena artei internaționale și naționale. Suntem onorați să găzduim prima expoziție a galeriei noastre, o expoziție de artă a doamnei Luminița Gliga. Galeria noastră se află în centrul vechi al Bucureștiului și vă propune, alături de pictură, obiecte de decorațiune, antichități și ceramică, lucruri de prin lume adunate, lucruri și suveniruri, de ce nu, din America de Sud, America Centrală, Africa, Asia. Încercăm să îmbinăm componentele mai multor culturi, așa încât toată lumea să se bucure de artă în sine, de valoarea ei intrinsecă. Lucrările de pictură ale artistei par eseuri vizuale decupate din alter realități, având rolul de a trimite mesaje subliminale, recunoscute de către critica de artă exegetă și exigentă, din țară și din străinătate. Compozițiile Luminiței Gliga sunt un brand de pictură care redau caracteristicile expresionismului abstract într-o factură inedită. Sunt foarte bucuros, iată să am ocazia să vorbesc din nou de pictura Luminiței Gliga. Am mai făcut-o de mai multe ori cu cea mai mare plăcere, fie că aveam public, auditoriu sau nu. De ce? Pentru că o consider a fi una dintre cele mai importante creații contemporane. Artista, dincolo de, iată, o pregătire foarte serioasă, să nu uităm că este doctor în pictură al Universității de Arte din București, Luminița Gliga a arătat întâi o personalitate aparte în opera plastică pe care ne-a oferit-o de-a lungul timpului. Am observat-o cu mare atenție și vă pot spune cum a evoluat. A evoluat cu foarte mult curaj, foarte multă putere, lucruri care nu i-au lipsit de la început. Ce aș vrea să sugerez este clar demonstrația unei idei, unui gând pe care l-am avut mai demult, că iată, în pictura românească, cel puțin, doamnele pictore, cum spuneau francezii, iată, ele arată această deschidere și putere de a reprezenta pictural abstractul, o lipsă de figurativ, de descriptiv în pictură. Este ceea ce ne arată Lumița clar în acest element. Este un lucru evident pentru că vine și din interiorul și din căutările artistei. Nu a ajuns la această formulă, dacă vreți, plastică după o serie de căutări și la o vârstă mult mai înaintată, ci destul de repede și este, de fapt, modul în care se exprimă pictorița Luminița Gliga. Luminița pictează și vedem foarte multe lucruri în aceste jocuri subtile, cromatice, pe care ea le expune pe pânză, am spus, cu foarte multă putere, vigoare, clare, fără prea multe ezitări. Sunt jocuri cromatice extrem de atent studiate și intense, nu sunt la de mâna oricui, dar, repet, la Luminița, această lipsă a descriptivului, această nonșalanță, dacă vreți, în exprimarea plastică și în opțiunea cromatică, fac parte din creația ei, din opțiunea ei. Tonul de modernitate este puternic, suntem în secolul 21 cu pictura Luminiței, exprimarea este extrem de elevată și de o frumusețe aparte în zona aceasta esteticului plastic și de aceea întotdeauna vom vorbi despre Luminița Gliga ca unul dintre pictorii importanți ai acestui moment în România și momentele care vor veni fără îndoială. În această expunere, care iată este o expunere de început, este o demonstrație de început pentru că este prima expoziție din acest spațiu minunat a unei galerii recent deschise,
o galerie care își propune să sublinieze frumos în ceea ce ne înconjoară, ce se întâmplă în jurul nostru și să descoperim alta și să ne atragem arta în tot ce se întâmplă în jurul nostru, fie că este vorba de acel loc personal, căsuța noastră sau birou unde lucrăm și orice alt spațiu public în care arta, iată, își are locul. Desigur, o pictură de Luminița Gligea nu mai vorbesc de dimensiune oricărui spațiu, de orice anvergură de întâlnire. În această expunere, nouă simez a Luminiței, de la început de 2022, se vede parcă încă și o mai mare accelerare a rezonanței, a conturului pe care îl taie și mai brusc, chiar al intensității cromatice în care se par aceste spații cu care se joacă pe pânză. Aș putea zice că nu mai are nicio ezitare, dacă a avut, nu mai are practic nicio reținere de joc din zona începutului și al căutărilor. Ea se exprimă foarte puternic în această modalitate, în această formă și accentul l-aș pune foarte mult pe cromatică, pe culoare, pictura este culoare până la urmă și în această zonă ea se află în prezent cu o exprimare extrem de puternică și de intensă, vibrantă pur și simplu, este tot ce se întâmplă aici, este vibrație cromatică de cel mai înalt nivel și calitate. 31 de versiuni ale The Real Identity of Colors sunt axate în principal pe subiecte ce compun macrorealități, lucrările fiind asimilate categoriei de postulate, silogisme coloristice, în care prevalează exprimarea experienței umane vaste, curiozitatea cunoașterii și a aprofundării, rolul frumosului în calitatea sa de condiție primordială. Cu caracter profetic, exponatele prezente pe simeza El Deco au la bază leitmotivul culorii, în plenitudinea sa. De altfel, pretextul ascensiunii artistului în revelația definirii sale creative este pronunțat prin însăși această gnoză a culorii. Ca atare, în The Real Identity of Colors, descoperim peisaj, poveste medievală, visul primăverii, cântecul grădinii, peisaj urban, unde asistăm la un cumul de reconsiderări. Mă bucur tare mult ca la începutul anului să ne vedem într-un nou spațiu expozițional deschis în centrul vechi al Bucureștilor. Este vorba de Galeria El Deco, unde vă invit ca până pe 11 martie să vizionați o expoziție de pictură, o selecție de 30 de lucrări, reunite toate sub titlul The Real Identity of Colors. Este o serie de lucrări în care sunt prezente lucrări mai vechi, dar și lucrări recente, realizate în perioada din iulie anul trecut și până în această primăvară, pe care vă invit să le vizionați, să vă bucurați de acest spirit al culorilor, de așa cum se numește expoziția The Real Identity of Colors. Nu știu dacă este vorba de un subiect nou în lucrările mele, pentru că vă veți reîntâlni cu calul, care pentru mine văd că rămâne încă prezent în compozițiile mele, peisajele citadine, compozițiile în care apar elementele vegetale. Oricum vreau să vă spun că nu apare nimic legat de iarnă, nimic legat de ceva negativ. Ceea ce îmi doresc este ca privitorii să se bucure de forța culorii, să le încărcăm spiritul cu lucruri frumoase și cu imagini colorate. Deși am trecut printr-o perioadă destul de urâtă, pandemia, se pare că la mine a avut un efect exact invers, care m-a determinat, de fapt, să descoper și mai mult puterea culorilor, dorința de a găsi frumosul prin culoare și prin compozițiile mele și de apoi de a-l transmite mai departe celor care doresc să se bucure de universul pe care îl creez. Îmi păstrez încă ideea de a avea un subiect pentru a picta, dar tot ce se întâmplă pe o suprafață bidimensională pentru mine, cred că se duce în direcția cromaticii și a reconstruirii unui univers pe această suprafață. Nu cred că am făcut un program. Mă simt ca un mesager, ca și cum cineva îmi transmite că trebuie să fac aceste compoziții, că pot să-i încânt pe cei din jurul meu. Așa cum vă spuneam, în această selecție de 30 de lucrări prezente pe simezele Galeriei El Deco, am reușit să adun și să vă prezint lucrări realizate în
tehnica acrilicului pe pânză, acrilic pe piele, câteva compoziții de asamblaje, unele dintre ele care au fost prezente anul trecut în galeria de la Căminul Artei. Deci pot să spun că în perioada pandemiei m-a preocupat și ideea de a realiza asamblaje, care au plecat de la ideea de amintiri. Atunci când am fost izolați de lume, normal că am început să mă gândesc la ce a fost frumos înainte de această perioadă. Și m-am gândit să le captez în aceste compoziții. Și asamblajele, ce materiale conțin? Asamblajele conțin fostele mele jucării, obiecte care le-am avut din călătoriile pe care le-am făcut în alte țări. Amintiri, pur și simplu. Amintiri pe care le-am adunat și le-am recompus în aceste compoziții. Simultaneitatea din compozițiile luminiței Gliga este caracterizată de împletirea armonioasă dintre elementele action painting-ului cu cele ale color field painting-ului, pendularea continuă dintre cele două direcții definitorii ale expresionismului abstract, constituie în creațiile artistei un mix distinct, elegant, în care notele de exprimare, spontaneitate, vivacitate, ideea de receptacul energetic și de transcendentalitate într-un mesaj, ideea de abstractizare ca funcție imanentă, iar cel mai important, dialogul dintre rațiune, emoție și intelect, conturează o alegorie a ego-ului cromatic al artistei. Vă invit să vă încântați ochii privind un carusel. Aici mi-am adus aminte de caruselul pe care l-am văzut la Nisa, la Paris, la Londra, New York. Călătorii pe care le-am făcut datorită expozițiilor de artă. Cred că niciodată nu o să pot să-mi exprim prețuirea față de acest domeniu, care mi-a oferit așa de multe lucruri frumoase. Întâlnirea cu oameni frumoși, cu locuri frumoase, care sper din tot sufletul să se reia după această perioadă dificilă prin care am trecut cu toții. Vom admira caii, fie că este vorba de cai sălbatici sau am ales calul ca și simbol al locurilor din Transilvania, calul care a fost alături de ostașii români în primul război mondial, un subiect care m-a interesat foarte mult și care l-am abordat în una dintre compozițiile mele. Orașul, mai ales cele trei lucrări care sunt realizate în acrilic pe piele, am încercat să redau starea de oraș noaptea. De asta se numesc Cityscape, am folosit pielea ca și suprafață pe care am lucrat și sper ca privitorul să resimtă o stare de noapte, un altceva decât compozițiile care sunt mult mai voioase, cum este Summer Memories, de exemplu, Amintiri de la mare. În această perioadă îmi continui compozițiile care au ca și punct de plecare calul și alte animale. Păstrez încă o surpriză pentru noua expoziție, pe care sper să o aduc pe Simeze mai spre sfârșitul anului. Și compozițiile cu orașe, astea îmi plac foarte mult. Culorile, ce predomină? N-a fost nimic gândit de la început că aș vrea să reunesc anumite culori într-o expoziție. Cred că se întâmplă totul fără să-mi dau eu seama. Și din ce observ în această selecție pe care am făcut-o, galbenul este în această expoziție. Dacă anul trecut, în expoziția pe care am prezentat-o la Cercul Militar Național, acolo era albastru. Ei, aici a venit galbenul. Sper să fie un simbol al soarelui, așteptăm zilele luminoase și vremuri mai luminoase. Vă așteptăm cu drag la toate evenimentele viitoare ale galeriei noastre și vă promitem să avem foarte multe surprize pentru dumneavoastră și pentru publicul și tânăr și cel mai înțelept și mai experimentat.